Restricțiile obligă pe germani să stea în casă și să evite contactul cu alte persoane. Deja, mulți suportă cu greu izolarea și distanțarea de rude și prieteni. În sprijinul acestora au venit așa zis și antrenori de persoane care au inventat programe inedite de relaxare cu distanțare socială, cum ar fi îmbrățișatul oilor. O fermă din vestul Germaniei oferă servicii speciale persoanelor deprimate de lunile petrecute în carantină. Cei care doresc să profite de câteva clipe de liniște în natură, în compania animalelor de la fermă, se pot înscrie online într-un program. Die Schafe unbegleitet zu besuchen und dann in Kontakt mit denen zu kommen und eine wunderbare Zeit mitten in der Natur und weit weg von Masken, von ja, Kontaktbeschränkungen, eine schöne Zeit zu erleben auf der Weide bei den Schafen. Sesiunile de socializare cu animalele, în special cu oile, sunt gratuite, dar o donație este oricând binevenită, iar cei care au trecut prin experiența celor câteva ore la iarbă verde, printre oile blajine care pasc fără griji, spun că se încarcă pozitiv, dar cu energie, nu cu COVID. Ich denke schon, ein Stück weit passt es jetzt gerade ganz gut, weil irgendwie so Nähe auch gemieden wird und man immer Abstand hält und Distanz und ja, schön, passt ganz gut. Animalele sunt blânde, așa că nu este nevoie de supraveghere în timpul ședințelor de relaxare. Oamenii sunt încurajați să interacționeze cu oile nu doar în aceste zile dificile ale pandemiei, ci și după încheierea restricțiilor, deoarece interacțiunea cu animalele are un efect terapeutic.